s-a dat startul nouei ediții de campionat la Junioare 1. În prima rundă din seria de la handbal feminin, gruparea antrenată de Gavril Cosma a primit vizita echipei aflată sub comanda cuplului de antrenori Adrian și Larisa Olteanu. Meciul a fost unul dificil în condițiile în care a fost vorba de un derby. Deși la pauzele PS Slatina conducea la un gol diferență, scor 16-15, partea a doua partidei a fost în favoarea caracalencelor, care au reușit să se impună și să câștige jocul. La final, tabela a arătat scorul de 28-32. A fost un meci dificil, exact cum ne-a și așteptam. Fetele n-au avut foarte multe meciuri de pregătire. Slatina este o echipă foarte bună, care sperăm ca anul ăsta să jucăm finala împreună. Obiectivul nostru la Junioare 1 și 2 este medalie de aur. Acum nu știu dacă putem să o îndeplinim. Depinde totul numai de noi. Chiar dacă LPS Slatina a început campionatul cu o înfrângere, antrenorul Gavril Cosma spune că nu are ce să le reproșeze elevelor sale, care au luptat exemplar. Acesta mai adaugă faptul că mai este de lucrat la atitudine. Ne așteptam la un meci greu, de un foarte bun nivel tehnico-tactic, presădat și cu durități, poate peste limita regulamentului, și aici cred că și arbitrii sunt puțin de vină. În final, ăsta e handbalul, e un joc bărbătesc, chiar dur. Am întâlnit o echipă care astăzi a fost mai bună ca noi și avem și noi satisfacția că cele 10 jucătoare care s-au antrenat și-au făcut datoria. Celelalte așteptăm să se refacă și eventual să se și anteneze. În seria de la Junioare 1 mai sunt alte 4 echipe. Este vorba despre LPS Viitorul Pitești, HCM Craiova, CSS Târgoviște și Național Râmnicu Vâlcea.